În rețea rămân cea mai importantă tendință în domeniul jocurilor pe calculator. Este opinia unanimă a specialiștilor și producătorilor care se întâlnesc în aceste zile la Köln. La târg au parte peste 500 de expozanți care au dus sute de jocuri în premieră mondială, europeană sau doar pentru piața germană. Producătorii nu vin din statele puternic dezvoltate, ci și din țări ca Brazilia, Estonia, Mexic sau Vietnam. Organizatorii spun că târgul este cu cel puțin 10% mai amplu decât anul trecut, ceea ce ar însemna că, măcar în lumea jocurilor, criza a fost depășită. For us here, the Gamescom, it's very important, not just for the German market, but also for the international market, because here we are able to have very great announcement and also to show the public the newest innovation of our industry. Într-adevăr, marile firme de profil se străduiesc să-și lanseze cât mai spectaculos ultimele produse. Un nou joc desfășurat într-o lume virtuală exotică beneficiază astfel de prezența la Köln a unor cămile cât se poate de reale. Tot aici sunt expuse ultimele generații de console cu conexiune 3G, pentru că, după cum spun analiștii, viitorul jocurilor este pe internet. Most important trends of this year's Gamescom is being online, because online modes, multiplayer gameplay modes are becoming more and more important. Jocul pe internet are însă și riscuri. Acum câteva luni, hackerii au reușit să aibă acces la datele personale a peste 100 de milioane de jucători. Experții prezenți la Köln vor urmări și mijloacele de protecție introduse de mari producători după acest neplăcut scandal.